De interesantă. Astăzi, în 2017, mai avem nevoie să aflăm despre comunism? Mai este nevoie să se mai predea în școli o istorie a comunismului? Mai este necesar lucrul ăsta? Da, este necesar, se face. Există și cursuri opționale de studiere a istoriei comunismului. Se studiază la liceu în clasa a 10-a. Sunt cam două pagini de manual. În clasa a 11-a cam tot așa, o pagină, două. În clasa a 12-a deja sărim la patru pagini. E foarte puțin pentru o jumătate de secol, dar sper că e un început. Despre comunism învață copiii în clasa a 4-a. Învață în clasa a 4-a de la doamna învățătoare, au o pagină în manualul de istorie de clasa a 4-a. Pe urmă mai aud în clasa a 7-a și a 8-a și pe urmă la liceu. Deci aud, nu suficient de mult, dar suficient dacă ar fi atent să înțeleagă unele lucruri. Acum depinde și cine predă, cine vorbește cu ei acasă, la ce emisiuni se uită, pentru că pot să fie foarte ușor derutați. Eu vreau să vă spun că apreciez în mod deosebit faptul că ați organizat o astfel de activitate. Îmi plac foarte mult panourile și pentru cei care au trăit în comunism, ele înseamnă mai mult decât ce apare pe panouri. Sunt crâmpeie de viață pe care am trăit-o. Ieri vorbeați despre miturile despre comunism și despre faptul că oamenii își amintesc mai ales lucrurile bune. Cei care au trăit în comunism își amintesc și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune. Eu cred că la 21 de ani pe care aveam în momentul Revoluției, în momentul în care eram în anul 4 de facultate, pot să vorbesc din experiența mea și foarte avizat. Îmi amintesc lucrurile frumoase pentru că eram tineri, eram la facultate, mă gândeam cu spaimă că este anul 4 și trebuie să vină repartiția guvernamentală și deja mă uitam pe hartă cam pe unde ar trebui să primesc post de profesor de istorie și începeam cu zona Deltei și ajungeam până în loc unde se agață harta în cui, la Sighet. Ne gândeam la toate posibilitățile. Șansa mea a fost ca în decembrie, în primul semestru din anul 4, să vină Revoluția. Și lucrurile s-au schimbat, n-am mai prins repartiție la Cucuieții din Deal, am primit la Craiova, am prins o repartiție guvernamentală trăznet, oricine și-ar fi dorit-o. Sigur, eu eram clujancă, soțul era Alba Iulian, a fost foarte departe, dar a fost o repartiție excelentă. Și am avut această șansă să încep cariera ca profesor de istorie fără a fi nevoie să mai predau congresele partidului din care am învățat pentru facultate, fără a mai fi nevoie să mă duc cu copii în practică agricolă, fără a fi nevoie să fac practică în producție. Mi-am început cariera ca un profesor liber să vorbească despre absolut orice și lucrurile acestea sunt suficiente pentru a spune acum că niciodată nu aș vrea să mă mai întorc la perioada respectivă. Sigur că au fost lucruri frumoase și acele lucruri nu le neg, ar însemna să mă neg pe mine ca și persoană, lucruri extraordinare pe care o să le port cu mine toată viața, dar dacă m-ar întreba cineva, ai vrea să schimbi această perioadă, aș spune hotărât nu. Domnul Pleșa spunea același lucru aseară. Deci ar fi imposibil să aleg acest lucru. Această aflare întreabă în istorie, vorba lui Petre Țuțea când vorbește de comunism, cea mai mare aflare întreabă din istorie. Dar nu sunt nici în tabăra celor care susțin că tot ce a fost înainte de 89 a fost rău și trebuie anulat. Trebuie privite lucrurile echilibrat și corect, sine ira et studio, fără ură și părtinire. Și atunci o să aibă de câștigat toată lumea. De aceea vă spun că e foarte important și cum predai acest subiect, această temă elevilor. E bine să știe despre această perioadă, să știe cât sunt ei de norocoși, ce fericiți sunt că trăiesc într-o lume liberă,
în care pot veni îmbrăcați la școală cum vor, mă rog, mai sunt școli cu uniforme, dar nu e nicio problemă, că pot să vorbească, că pot să vină cu părul lung la școală, chiar dacă regulamentul școlar spune că trebuie să fie îmbrăcați și frezați adecvat, că pot să vadă orice film, că pot să călătorească și ăsta e un lucru fabulos și că pot să vorbească și să întrebe despre lucruri care înainte de 89 ne erau prohibite. Deci e o temă care merită știută și pentru a putea să facă comparația cu ceea ce trăiesc ei astăzi. Și să aprecieze mai mult ceea ce au. Totdeauna le spun elevilor mei și salut, mă bucur din suflet că deși în vacanță au reușit să-și facă timp să vină aici, le spun că nimic nu se compară cu a trăi într-o democrație și că ei sunt beneficiarii a ceea ce în decembrie 89 alții au lăsat, au jertfit pentru un ideal. Nu vreau să monopolizez discuția, dar mai vreau să spun un singur lucru. Aseară a fost aici invitat domnul Simion Drăgoi, cel care în anul întâi de facultate a fost luat de securitate și ținut 8 ani de zile în închisorile din gulagul comunist, doar pentru că a pus unele manifeste în poștă, a crezut că împreună cu alți tineri poate să creeze premisa eliberării României de comunism. Astăzi îți vine să râzi, dar nu trebuie să râdem de dorința lor și de credința lor în niște idealuri. A stat 8 ani închis, pe când era să fie eliberat, securitatea i-a spus, mai faci un an bonus la canal și s-a întors după 9 ani. N-a mai putut face facultate, a fost toată perioada aceea urmărit, din 1961, a fost urmărit până în 1989, n-a mai putut să-și găsească serviciul pe care l-a dorit, a fost de 4-5 ori dat afară după câteva săptămâni de serviciu, pentru că s-a aflat că avea dosar, a reușit să se angajeze ca strungar și pe urmă ca mecanic și să lucreze până în anii 90 când a ieșit la pensie. Ați văzut unii dintre voi care l-ați ascultat aseară cât de coerent, cât de elegant vorbește despre acea perioadă, nu are resentimente și dacă ar fi să o ia de la început, ar face la fel. Sunt aici elevi care l-au văzut anul trecut la noi la HCC și țin minte ce le-a spus ei. Profitați de faptul că sunteți în democrație. Nimic nu este mai prețios decât libertatea. Și ăsta e mesajul cu care vreau eu să închei acum. Vă mulțumesc!